Bine v-am găsit, vă spunem, din studiul Alfa Omega TV, la ediția săptămânală a emisiunii Alfa Omega în obiectiv. Astăzi îmi propun să vă vorbesc despre Cartea Cărților și despre efortul nostru de a fi parte din întoarcerea copiilor către Dumnezeu în România, de punerea unei semințe a credinței în inima lor. E vorba de proiectul Cartea Cărților, pentru că mulți știți, mulți urmăriți pe canalul Alfa Omega TV emisiuni zilnice, dimineața la 9 și după masă la 4 și jumătate, în care zi de zi, de 13 ani, difuzăm de două ori pe zi serii întregi din Cartea Cărților, atât seriile vechi cât și seriile mai noi. Sunt copii, sunt oameni mari, sunt părinți, chiar bunici, care știu deja despre Cartea Cărților. Doar vreau să vă spun astăzi, vă mulțumesc celor care ne urmăriți, care ne sprijiniți în efortul nostru de a continua această lucrare de răspândirea Evangheliei, extinderea împărăției prin atingerea copiilor, a generației tinere din România. Încă înainte de a porni canalul Alfa Omega TV, în 2006, noi distribuiam pe casete VHS, cum era pe vremea aceea, prima serie, Cartea Cărților, 52 de episoade, variantă preliminară, realizată cu posibilitățile tehnice de atunci, din acea vreme. Și mulți copii, multe generații s-au bucurat pe multe canale de televiziune din România, de diverse feluri și culori, comerciale în special, această serie a fost difuzată. Iată că de vreo 3 ani de zile difuzăm seria nouă. De programe, până în prezent, avem 39 de emisiuni pe care le difuzăm pe canalul Alfa Mega TV, dar pe numeroase alte canale din România. Vă propun să urmăriți pentru început un reportaj realizat de noi în urma cu câteva luni de zile, care sintetizează acest proiect, modul în care Alfa Mega este implicat în acest proiect, și urmărind acest reportaj, gândiți-vă că și dumneavoastră, cei care sunteți parte din lucrarea Alfa Mega TV prin rugăciune și prin sprijin financiar, sunteți implicați direct în această lucrare noastră de atingerea inimii copiilor și de apropierea lor de Dumnezeu. Ce poate face un copil? Dar ce nu poate face un copil când el îl are alături pe Dumnezeu? Deși mulți consideră copiii ca fiind generația de mâine, la Alfa Omega credem că ei sunt generația de azi, care trebuie câștigată pentru Hristos. De aceea, în parteneriat cu CBN, am investit resurse în lansarea noii serii de desene animate Cartea Cărților în România și în Republica Moldova. Permiteți-mi să vă povestesc ce înseamnă Cartea Cărților în realitate. Înseamnă o evangelizare încă de mic a copiilor și într-un secol în care e promovată violența, e promovată vrăjitoria, Cartea Cărților îți lasă un mesaj al speranței. Fetița mea de 3 ani și 7 luni știe toate poveștile de la Cartea Cărților și în diferite circunstanțe, când mergem pe stradă, spune: tata, cum a făcut Oana în episodul cu întoarcerea lui Saul? Tata, asta e ca și cu Iosif și Maria. E foarte important să investim în copiii noștri lucruri sănătoase. Prieteni de-ai mei, oameni care n-au nicio treabă cu neoprotestanții, le-am recomandat și au cumpărat Cartea Cărților pentru că au realizat și importanța să semeni o sămânță bună în copilul tău. Dacă îmi este teamă de ce vor spune sau vor face alții când eu fac ceea ce este bine, atunci sunt lipsit de putere. Aș vrea să fiu și eu ca tine. Oana... Îngenunchează cu mine, te voi învăța cum să te rogi. Dumnezeu vrea să-i spui ce ai cu adevărat pe suflet, Oana. Te iubește și vrea să fii mereu sinceră cu El, chiar și în vremurile grele. Cu ajutorul dumneavoastră, al partenerilor Alfa Omega TV, dorim să dezvoltăm în continuare acest proiect de evangelizare pentru copii. Lansată pe Alfa Omega TV și alte 40 de stații comerciale din România în toamna anului 2016, aceste desene moderne îi învață pe copiii din întreaga lume despre Biblie. Alfa Omega TV este unul dintre cei mai longevivi și serioși parteneri ai postului Neptun TV.
Un impact deosebit asupra copiilor l-au avut episoadele de desene animate Cartea Cărților. Alături de Cristi, Oana și Memo am călătorit în timp și am retrăit minunatele povești și întâmplări din vremurile biblice. Cartea Cărților a educat copii din întreaga lume. Drept urmare, ne-a onorat oportunitatea de a oferi micilor noștri telespectatori un astfel de program. Iar calitatea acestora este probată de audiența înregistrată în intervalele orare de difuzare. Ne dorim ca și în viitor grila de programe Neptun TV să conțină producții realizate de Alfa Omega. Aventurile lui Cristi, Oana și Memo în trecut le oferă copiilor de azi suportul vizual pentru ceea ce poate nu înțeleg din Biblie sau îi expun pentru prima dată la povestirile fascinante ale Bibliei. Iisus este cel mai faimos om care a existat vreodată. Tot ce vrea să facă e să ne ajute și să ne arate cum să fim buni unii cu alții. Am înțeles cu totul greșit ce înseamnă să fii grozav. Nu e vorba despre mine, ci despre cei de lângă mine. Difuzate inițial la începutul anilor 90, aceste desene au fost reinventate pentru o generație complet nouă. De la Geneza la Apocalipsa, prin grafică modernă, mult umor și cântecele ușor de reținut, Cuvântul lui Dumnezeu este prezentat pe înțelesul copiilor și îi provoacă să-și dedice viața lui Hristos. Vrem ca episoadele Cartea Cărților să îi facă pe copii să devină curioși de povestirile biblice, să dorească să învețe mai mult despre ele, dar într-o formă familiară, unde pot experimenta, cu care pot interacționa și împărtăși cu prietenii lor. Este perfect! Așa este! Proiectul Cartea Cărților cuprinde și un site interactiv unde copiii pot intra în legătură cu alți copii din întreaga lume. Își pot crea propriul personaj, se pot juca și, împreună cu părinții, pot descoperi tainele Bibliei. Jocul meu preferat este circuitul lui Memo. Acest joc îl găsesc pe site-ul cartea-cărților.tv. Tot pe site Evanghelia le e prezentată într-un mod accesibil. Biblia spune că dacă îl mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Ai vrea să te reconectezi cu Dumnezeu și să-L rogi pe Iisus să-ți fie prieten chiar acum? În medie, site-ul e accesat de 14.000 de vizitatori unici pe lună, iar 800 de copii parcurg prezentarea Evangheliei, indicând că s-au rugat rugăciunea de mântuire. Universul Cartea Cărților include și o aplicație mobilă unde copiii pot urmări videouri, se pot juca jocuri și pot descoperi lucruri extraordinare din Biblie și din lumea Cartea Cărților. Evenimentele evanghelistice Cartea Cărților, organizate de biserici locale, au menirea de a le prezenta copiilor mesajul desenelor și de a le da ocazia să se bucure împreună cu alți copii prin lecții biblice, cântece, jocuri și, desigur, prezența roboțelului Memo. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ai murit pentru mine și că mi-ai iertat deja păcatele. Îți mulțumesc că ești în inima mea. M-am bucurat pentru că în momentul în care le-am zis copiilor să-L cheme pe Iisus în inima lor, au răspuns pozitiv și erau chiar foarte bucuroși că Iisus acum este în inima lor. Ceea ce m-a bucurat foarte mult, m-a împlinit așa. Au fost în jur de 120 de copii, dintre care vreo 30, poate mai mult, care nu vin deloc la biserică pentru că i-am pus să ridice mâna. Copiii îndrăgesc foarte mult pe Memo, deci fără Memo cred că n-am fi putut strânge așa mulți copii aici. Și a fost bine, mulțumim foarte mult celor de la Alfa Omega pentru că au făcut posibil treaba asta. De la lansarea proiectului, am organizat mai multe evenimente în diverse orașe din țară. Eu voi fi mereu cu tine. Ce ți-a spus Iisus? Știi, cred că e primul lucru pe care chiar îl înțeleg cu adevărat. Programa pentru școală duminicală, Cartea Cărților, este un pachet de 40 de lecții biblice multimedia de bază pentru clasele 1-6. Programa interactivă este concepută să sprijine bisericile în ucenicizarea copiilor, ajutându-i să înțeleagă și să aplice Scriptura în viața lor. Domnul este păstorul meu,
nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Știu cât de scump este să traduci un episod de Cartea Cărților, dar invit cât mai mulți oameni să se alăture acestui proiect Alfa Omega, pentru că cu adevărat Dumnezeu face mari, mari miracole în rândul copiilor. Ajutați-ne să ajungem la cât mai mulți copii cu mesajul Evangheliei prezentat prin desene animate, prin televiziune, prin site-ul cartacărților.tv, prin resurse tipărite și prin evenimente, astfel încât să putem crește împreună o generație de copii care influențează prin valori sănătoase pe cei din jur, acasă, la grădiniță, la școală. Să investim împreună în generația de mâine. A fost un reportaj mai amplu despre proiectul Cartea Cărților. Puține lucruri ar fi de subliniat. Aș vrea doar să menționez faptul că încă de la început, atât cu seria vechi cât și cu seria nouă, am folosit la maximum bune relații pe care le avem și sper să avem în continuare cu stații locale de televiziune din România, cu stații regionale și în prezent peste 30 de stații difuzează emisiunile Ca Adevărul și Viața, bineînțeles, dar Cartea Cărților, pentru că despre ele vorbim astăzi, astfel încât pe lângă cei care ne urmăriți pe canalul Alfa Omega TV să știți că sunt mulți în diverse colțuri ale țării, ale României, care urmăresc Cartea Cărților pe canalele lor din zona lor de televiziune, canale comerciale, locale sau regionale. Aș vrea să mai adaug la aceste lucruri faptul că, într-adevăr, în orice locuri am fost, cu oricine ne-am întâlnit, la diverse conferințe, evenimente, foarte mulți părinți, generația mea, de bunici chiar, s-au bucurat, ne-au felicitat, ne-au îndemnat să păstrăm această dimensiune, această constantă a evangelizării copiilor, pentru că încă mai este ușă deschisă pentru aceasta în România, nu se știe când și aceste lucruri vor fi limitate. Așadar, Cartea Cărților, un proiect de la Alfa Omega pentru inima multor copii din România, milioane de copii din România. Iată însă că mulți dintre copiii dumneavoastră și ai noștri urmăresc module video, chiar programe de desene animate pe tabletă, pe laptop, pe telefonul mobil în special. Pe acest considerent am dezvoltat împreună cu cei de la CBN, urmărind un tipic al lor, o zonă de social media mai largă. Într-un fel, astăzi insist asupra site-ului cartacărților.tv și aplicației mobile Cartea Cărților, amândouă în limba română, unde găsiți foarte multe resurse, găsiți chiar jocuri, puteți viziona părți sau chiar episoade întregi din Cartea Cărților, o zonă care crește, care explodează, o alternativă pe care noi, cei de la Alfa Omega TV, focalizându-ne pe proiectul Cartea Cărților, o oferim copiilor din România prin promovarea acestor învățături biblice. Două spoturi despre Cartea Cărților pe site-ul cartacărților.tv și pe aplicația mobilă pe care de pe acum vă invităm să o promovați, să o descărcați pentru copiii dumneavoastră. Părinți, instalați noua aplicație gratuită Cartea Cărților pentru copii. Cei mici vor descoperi povestiri biblice pe înțelesul lor și vor învăța principii creștine prin activități interactive. Descoperiți noua aplicație gratuită Cartea Cărților. Jocuri, clipuri video, răspunsuri la întrebări și multe, multe altele. Noua aplicație mobilă Cartea Cărților pentru iOS și Android. Descarcă-o gratuit. Carteacărților.tv. Explorați lumea fascinantă a Bibliei împreună cu Cristi, Ioana și Memo. Carteacărților.tv este un site unde copiii pot afla lucruri noi din Biblie. Creați personaje, jucați-vă și descoperiți lecții valoroase de viață. Fă-ți cont gratuit și pornește în aventură. Carteacărților.tv. A fost două spoturi promoționale, unul care
dacă mai este nevoie, promovează cartea-cărților.tv, un site special unde găsiți tot felul de lucruri, inclusiv jocuri, lucruri care se pot descărca. Tot acestea pentru copiii dumneavoastră și mai ales aplicație mobilă. Credem noi că vizionarea de conținut pe aplicațiile mobile crește atât pentru copii, mai ales pentru copii și tineri, dar și pentru cei mai în vârstă. Puneți preț pe aceasta, căutați să descărcați, dacă n-ați descărcat deja din magazinul de apps, Cartea Cărților, varianta în limba română. Vă dau și niște cifre celor care poate vor să știe suportul lor, rugăciunea lor, unde a mers, pe ce direcție. Doar în luna mai, luna mai, pe site-ul cartecărților.tv au fost 3900, aproape 4000, 3978 de vizitatori unici, persoane unice, noi care ne-au vizitat, pe lângă alte multele mii și zeci de mii care ne-au vizitat în lunile trecute. Dintre aceștia, 40 au urmat un parcurs acolo pe site, 47 au indicat că au parcurs prezentarea pe scurt în esența Evangheliei și în final s-au rugat să-L accepte pe Domnul Iisus ca Mântuitor în viața lor. Majoritatea a fost din România, dar să știți că ne urmăresc și accesează site-ul cartecărților.tv român din întreaga lume, nu numai din România. De asemenea, pe aplicația mobilă Cartea Cărților, în luna mai s-au înregistrat numai în luna mai 4051 utilizatori unici aceste aplicații. Au fost 22.000 de vizite. Din aceste multe vizite, care din nou depășesc pragul și limita și granița geografică a României, români de pretutindeni accesează prin aplicație mobilă conținut, module video. Din toate aceste persoane, numai în luna mai, 180 de persoane, vi se pare puțin sau mult, dar 180 de persoane au indicat că au parcurs Evanghelia și în final s-au rugat să-L accepte pe Domnul Iisus ca Mântuitor și par cifre mici. Au fost luni când am avut și 800 de persoane care și-au predat inima Domnului parcurgând aplicație mobilă și Cartea Cărților ca și site. Dar mă gândesc că în câte biserici ale noastre, cât efort facem, câte conferințe, seminarii, rugăciuni ca una, două persoane să se predea Domnului și iată că doar prin ținerea în viață unor astfel de aplicații mobile sunt posibilitatea ca sute de persoane să-și predea viața Domnului, dintre care cred că mulți vor continua pe calea credinței. Nu știm dacă sunt copii, sunt adolescenți, sunt oameni maturi, dar asta ne spun cifrele noastre, numai măsurătorilor de pe social media. Acum, pentru cei care încă mai folosiți metodele clasice, mai aveți calculatoare cu DVD player sau aveți DVD player, oarecum aș vrea să vă prezint, am aici la mine pe masă cele trei albume DVD. Înainte de aceasta, un spot pe care noi îl difuzăm destul de constant și des pe canalul Alfa Omega TV, mai ales în preajma programelor de copii, dar am zis să-l înserăm și acum în Alfa Omega, în obiectiv, un spot care încurajează distribuția prin vânzare acestor albume DVD cu Cartea Cărților. Urmăriți episoadele preferate din Cartea Cărților oricând și oriunde doriți. Călătoriți în timp alături de Cristi, Ioana și Memo și descoperiți cele mai fascinante istorisiri biblice. Comandați acum setul de DVD-uri. Cartea Cărților. Aventuri prin lumea Bibliei, chiar la tine în casă. Au fost niște imagini, un spot video prin care am promovat albumele Cartea Cărților. Am făcut de câteva ori și în această emisiune, pentru cei care poate ne văd după multă vreme sau nu ne-au văzut de mult timp sau ne-au descoperit pentru prima dată, le am din nou în mână și vă spun două vorbe despre ele. E vorba de noul sezon Cartea Cărților, realizată într-o tehnologie modernă. Ați urmărit și din spoturile care le-ați văzut pe ecran modul de producere și de realizare acestor spoturi. Este volumul 1, sezonul 1, Cartea Cărților. Fiecare sezon conține 13 emisiuni, 13 programe, filme, desene animate, a câte 25 de minute fiecare. Sigur, sezonul 1 a fost cel mai cerut, vizionat, pentru că a preluat și a ilustrat în desene animat povestiri biblice mai cunoscute despre Geneza, testul cu Iacov, Esau, lasă poporul meu să plece, cele 10 porunci, răgnetul leului, primul Crăciun, a înviat, cine acea de taină, niște episoade interesante, cu totul speciale. Și sezonul 2 din Cartea Cărților îl am în mână și pe acesta tot așa conține pe culoarea roșie, de data aceasta încă 13 emisiuni
despre Estera, Iosif și visul faraonului, Gedeon, lebădarea lui Petru, fiul risipitor, alte povestiri biblice, tot din Scriptură, bineînțeles, și volumul 3, lansat de noi anul trecut. La fel, culoarea galbenă vă face să vă fie mai ușoară urmărirea, da, învierea lui Lazar, Solomon, Daniel și Nebucadnețar, samaritanul nemot, David și Saul, Nemia, Isaac și Rebecca. Mai multe programe care le vedeți pe aceste DVD-uri. Eu vreau să mai adaug la aceste DVD-uri, sunt și alte resurse suplimentare pe care le punem la dispoziție. Cea mai cunoscută este această cărțulie, este un devoțional, aventurile lui Memo prin lumea Bibliei. Acest devoțional e o carte pe care puteți să o completați cu mici locuri libere. Puteți să faceți cu copilul dumneavoastră să aveți timp special de părtășie cu Domnul prin intermediul eroilor de desene animat. Chiar înainte de a intra în această înregistrare, îmi spunea colega noastră Daniela că cineva a comandat 37 de bucăți, probabil o școală sau o biserică sau o școală duminicală a vrut să facă această carte, să o facă special cadou copiilor de acolo, nu știm cum, unde. Sigur că este descărcabilă și în format PDF gratuit. Însă la capitolul resurse vreau să vorbesc și despre o altă resursă. Am avut aici de obicei pe masă 13 manuale. Aceste 13 manuale erau curicula școlară. Noi am zis mai nou, spunem Academia, deși sunetul sună cam pompos așa pentru noi ca români, dar e Academia Cartea Cărților. Sunt 40 de lecții bazate pe episoade din Cartea Cărților. Sunt de la fiecare lecție este dublată de un manual scris în format A4, format larg, deja foarte multe școli biblice, școli duminicale, biserici, organizații folosesc aceste resurse. Aceste resurse în format scris sunt dublate și de un stick, l-am aici în mână, Cartea Cărților pe o parte și pe cealaltă parte Alfa Omega. Acest stick conține și spoturi pe care le puteți folosi în timpul lecțiilor, dar conțin chiar și manualele, dacă nu aveți bani să le cumpărați în varianta tipărită, color sau alb-negru de la noi, le puteți lista de pe acest stick. Așadar, Academia Cartea Cărților, intrați pe site-ul nostru, la zona de librărie, este și o mică carcasă pentru stick-ul, memoristic-ul care conține toate aceste informații. Cred că este un mod deosebit și cred că tot mai multe biserici vor folosi și în anii care urmează această curiculă școlară, această academie pentru copii, aceste lecții biblice bazate pe Cartea Cărților. Sunt pe acel stick tot felul de spoturi produse special, altele decât cele din Cartea Cărților. Sunt sigur că sunt și extrase de acolo pentru ilustrarea lecțiilor, dar cred că sunt tot cei care care au cumpărat aceste resurse de la noi, ne-au binecuvântat, ne-au mulțumit și au recunoscut că sunt o resursă extraordinară pentru echiparea copiilor. Și echiparea aceasta în regim de urgență coerent. Așadar, 40 de lecții bazate pe Cartea Cărților, le puteți să cereți în funcție de opțiunea dumneavoastră, chiar online sau prin telefon, și varianta complet tipărită. Dar la varianta tipărită vi se atașează și un memory stick cu tot felul de resurse video pentru copiii dumneavoastră. Cam atât pentru astăzi și vă las cu acest gând cu care am și început această emisiune. E un timp de har pe care noi îl avem aici în România, un timp în care chiar fără să ne uităm la circumstanțe, la corectitudinea politică, la tendințele care sunt în educarea copiilor, la alternative care sunt în educarea copiilor, noi avem încă șansa să punem sămânța credinței, cuvântul lui Dumnezeu în inima copiilor și de ce nu putem să facem și prin aceste resurse care țin de Cartea Cărților. Rugați-vă și pentru noi ca să putem încă de anul acesta să lansăm sezonul 4, deocamdată sunt doar 3 sezoane și să putem să extindem acest proiect atât pe teritoriul României, prin resurse palpabile, cărți, DVD-uri, cât și în mediile online, dincolo de orice graniță și de orice barieră. Cam atât pentru astăzi, vă las cu această provocare, rugați-vă pentru generația de mâine, suntem responsabili noi și ca lucrare de media și dumneavoastră cei care aveți șansa să sprijiniți această lucrare, punând poate chiar o sămânță credinței în lucrarea Alfa Omega, dar făcând tot ce ține de dumneavoastră ca tânăra generație să poarte sămânța credinței în inima lor. Cam atât pentru astăzi, vă las pe mâini bune și nu uitați, fiți și rămâneți pe mai departe parte din lucrarea Alfa Omega TV. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mare este secerișul. Puțini sunt lucrătorii. Fii o lumină.
poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alfa Omega. Roagă-te. Susține. Donează. Fii partener Alfa Omega.